Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Vorbim azi despre incidentul OZN de la Aurora, pilotul pretins a fi un extraterestru îngropat în cimitirul local. Aurora este o localitate cu 853 de locuitori, asta în anul 2000, din comitetul Wise, statul federal Texas, Statele Unite, aflată la circa 40 de kilometri nord-vest de Dallas. Localitatea a devenit cunoscută prin teoria neverosimilă despre OZN-uri, farfuriile zburătoare. La data de 17 aprilie 1897, relatează jurnalistul H.E. Hayden în cotidianul Dallas Morning News că în dimineața acelei zile, în jurul orei 6, o navă spațială care se deplasa spre nord ar fi avut probleme de manevrare. Nava pierde din înălțime și s-a ciocnit cu o moară de vânt, după care a explodat. Moara și grădina din jurul ei au suferit stricăciuni însemnate. Examinarea rămășițelor pilotului a dus la concluzia că el n-ar fi de origine terestră. Acestea au fost singurele date care relatau incidentul. După câțiva ani, relatează locuitorii din Aurora că au îngropat în cimitir resturile rămase de la accident. În anul 1973, declară la o conferință de presă Hayden Hughes, care era directorul biroului de ufologie din Oklahoma City International UFO Bureau, că în cimitirul din Aurora a găsit resturile unui astronaut extraterestru. Această afirmație a declanșat o campanie intensă de presă, autoritățile locale interzicând exhumarea morților. În regiune se găsesc resturi de aliaje de metal care, cu tehnologia cunoscută în 1897, nu puteau fi realizate. Acestea au fost găsite, de fapt, în 1940. Mai mulți locuitori declară mediilor că incidentul OZN a fost povestit de predecesorii lor, însă nu există martori oculari. Investigații independente, una de alta, ajung la concluzia că în regiune n-a existat niciodată o moară de vânt. După mai mulți ani, va declara H.E. Hayden că relatările lui despre OZN-uri le-a făcut în glumă și că țelul lui ar fi fost de a atrage atenția asupra locului său natal. După ce o mai mare parte din cei care au investigat incidentul au ajuns la concluzia că toată povestea a fost o farsă, autoritățile statului Texas ridică o placă comemorativă în cimitirul din localitate. Incidentul OZN de la Aurora este un incident OZN care se pare că ar fi avut loc pe 17 aprilie 1897 în Aurora, Texas, un mic orășel situat în colțul din nord-vest al zonei metropolitane Dallas-Fort Worth-Arlington. Incidentul asemănător cu mult mai celebrul incident de la Roswell, incident situat la 50 de ani după acesta, constă într-o presupusă prăbușire a unui OZN. Presupusul corp al unui extraterestru este înmormântat într-un mormânt nemarcat din cimitirul local. În perioada 1896-1897, aproximativ 6 sau 7 ani înainte de primul zbor al fraților Wright, numeroase apariții ale unui obiect zburător în formă de trabuc au fost semnalate în Statele Unite. Una din aceste observații a fost pe 19 aprilie 1897 în ediția ziarului Dallas Morning News. Articolul scris de un locuitor din Aurora, H.E. Hayden, despre o presupus OZN, descrie cum obiectul necunoscut a lovit o moară de vânt de pe proprietatea unui judecător două zile mai devreme, în jurul orei locale 6 dimineața, provocând un accident. Pilotul, care a fost descris ca neaparținând acestei lumi sau ca marțian, conform unui ofițer al armatei, din apropiere de Fort Worth, nu a supraviețuit accidentului și a fost îngropat creștinește în apropierea cimitirului din Aurora. Cimitirul conține o placă care menționează incidentul. Teoria păcălelii se bazează în principal pe cercetarea istorică efectuată de Barbara Bremer, un fost primar din Aurora. Cercetările sale au arătat că luni de zile înainte de pretinsul accident, Aurora a fost copleșită de o serie de incidente tragice. În primul rând, cultura de bumbac locală, sursa majoră de venitura orașului, a fost distrusă de o infestare cu coleopterul Antonomus Grandis. În al doilea rând, un foc pe latura de vest a orașului a distrus mai multe clădiri și mai mulți oameni au murit. La scurt timp după incendiu, o epidemie de febră a lovit orașul, instaurându-se carantina. Apoi o cale ferată de 27 de kilometri până la Aurora, planificată să fie construită, niciodată nu a mai fost realizată. În fine, Aurora, care avea aproape 3.000 de locuitori în acel moment, a fost în pericol de dispariție. Cercetările lui Bremer, de asemenea, au arătat că Hayden era cunoscut în oraș ca fiind cel puțin glumeț. Barbara Bremer concluzionează că articolul lui Hayden a fost o ultimă încercare de a menține Aurora în viață. Investigații. Într-o investigație realizată de Mufon și publicată în 1973, se arată că s-au găsit bucăți ciudate
dintr-un aliaj rar în natură, 95% aluminiu și 5% fier. În aceeași anchetă se spune că cea mai veche parte a cimitirului a avut o piatră funerară dintr-un aliaj identic. Ei au folosit un detector de metale pentru a găsi mormântul. Când cei de la MUFON au cerut permisiunea de a-l dezgropa, au fost refuzați. Câteva zile mai târziu, anchetatorii au revenit, dar au constatat că piatra a dispărut. Cu detectorul de metale nu au mai descoperit niciun metal. În presupusul loc unde s-a prăbușit nava, nu mai crește iarba. Terenul a devenit proprietatea unei alte persoane care a început să sufere de artrită foarte severă. În cadrul anchetei din 1973 s-au găsit trei martori care erau în 1897 în Aurora. Primul a spus că totul a fost o glumă, dar celelalte două persoane au susținut contrariul. Al doilea a fost martorul incidentului, dar a plecat repede pentru că mama sa nu l-a mai lăsat să stea acolo. Iar al treilea a recunoscut că a văzut OZN-ul prăbușindu-se în timp ce își făcea temele. Tatăl a plecat să vadă ce s-a întâmplat și în ziua următoare când s-a întors i-a povestit tot fiului său. Descrierea pilotului extraterestru a fost foarte asemănătoare cu alte descrieri. În 1986 a fost realizat un film bazat pe acest eveniment. Filmul se numește The Aurora Encounter. Obiect zburător neidentificat, OZN, este denumirea generică dată corpurilor zburătoare reale sau aparente, care nu pot fi identificate drept ceva cunoscut. Fenomen natural sau creație omenească nici după o investigație de specialitate. Termenul a fost introdus în jurul anului 1950. La ora actuală se preferă termenul de fenomen aerospațial neidentificat, întrucât nu totdeauna e sigur că e un obiect și uneori au fost făcute observații de OZN-uri și pe sol, sub apă, dar și în spațiul cosmic. Totuși, termenul OZN este prea răspândit pentru a mai fi eliminat. Denumirea de farfurie zburătoare a apărut la 24 iunie 1947, când omul de afaceri Kenneth Arnold, zburând singur cu avionul personal peste munții din nord-vestul Statelor Unite, a văzut trecând pe lângă el cu o viteză incredibilă câteva obiecte argintii, care, spune el ulterior, săltau precum o farfurioară pe care o arunci razant pe suprafața unei ape. A doua zi, ziarele scriau despre farfurii zburătoare. OZN-urile pot fi lumini nocturne, obiecte diurne, obiecte radar și radar vizuale. Dacă un OZN este văzut la o distanță mai mică de 150 de metri, fenomenul se numește întâlnire de gradul 1. Dacă fiind la mai puțin de 150 de metri lasă și urme, pe sol, pe plante, în ființe vii, pe oameni, în aparatură, și așa mai departe, vorbim de o întâlnire de gradul al doilea, iar dacă apar și ocupant, se numește întâlnire de gradul al treilea. Mai recent, o presupusă răpire de oameni este numită întâlnire de gradul al patrulea. Adesea sunt luate drept OZN-uri fenomene naturale, planete, bolizi, nori stratosferici, îndeosebina Murg, fulgere globulare și așa mai departe, dar și creații omenești. Avioane, mai ales experimentale, elicoptere, baloane, etc. Există și farse. Cu toate acestea, pentru circa 5-10% din observații, aceste explicații sunt excluse. Din acest motiv se face adesori asocierea între OZN și presupuse nave spațiale, aparținând unei tehnologii extraterestre, civilizații subpământene sau chiar demoni. Această ipoteză e respinsă dacă avem în vedere tipul de extraterestri comun din filmele și romanele science fiction, care ar fi călătorit cu navele lor materiale prin cosmos până la noi. Mulți specialiști asociază însă OZN-urile cu civilizații care nu pot fi puse pe același plan cu noi, având un avans de sute de milioane de ani față de pământeni. Există și asocieri cu fenomene religioase, spirituale, folclorice, etc., cu care s-au evidențiat multe detalii comune. Mărturii privind OZN-uri sunt consemnate în texte încă din antichitate, fiind văzute și în Evul Mediu ca și în epoca modernă. Există interpretări conform cărora și în Biblie apar evenimente legate de fenomenul OZN. În România, cele mai vechi consemnări apar în Cronica Moldovenească, care scrie că în 8 noiembrie 1517 semn mare s-a arătat pe cer, că a strălucit din miază noapte ca o față de om și a stat mult timp și iară s-a ascuns în văzduh. În 15 octombrie 1595, deasupra cetății Târgoviște, asediată de Mihai Viteazul, a apărut o mare cometă care nu a fost văzută nicăieri în altă parte. Există și numeroase observații de la începutul secolului al XX-lea. În timpul celui de-al doilea război mondial, piloții din ambele tabere au văzut OZN-uri. Americanii l-au botezat Foo Fighters. Câteva mii de rachete Phantom au zburat în 1946 deasupra peninsulei Scandinave. În iulie 1947 a produs o vie emoție anunțul capturării unui OZN prăbușit lângă baza militară de la Roswell.
Explicația oficială a fost că s-a prăbușit un balon meteo. Peste 30 de ani, câțiva martori oculare au dat detalii asupra celor întâmplate. O anchetă din 1995, cerută de Congresul Statelor Unite, a evidențiat că documentele bazei militare din acea perioadă au fost distruse, dar, contrar reglementărilor, distrugerea nu a fost consemnată lipsind și numele celui ce a ordonat distrugerea. Au dispărut de asemenea din buzăul Truman transcrierile convorbirilor telefonice pentru acele zile. Oficialitățile, mai ales armata din Statele Unite, Uniunea Sovietică, Franța, Regatul Unit, China și din multe alte țări, au fost preocupate de fenomen. Unele arhive recent desecretizate dovedesc aceasta. În Statele Unite și alte țări, regulamentele aviației militare prevedeau proceduri riguroase cu ocazia observării unui OZN. S-a practicat descurajarea interesului public pentru acest subiect și uneori discreditarea celor care erau preocupați de subiect, mai ales prin colportarea unor false documente sau filme privind o pretinsă colaborare între oficialități și extratereștri. În anii 70, în primul plan al atenției, au ajuns așa numitele răpiri OZN. La o conferință din 1992 pe acest subiect, la Massachusetts Institute of Technology, au fost supuse examinării 2000 de cazuri inexplicabile. O a treia direcție interesantă din anii 80 încoace privește paralela dintre fenomenul OZN, aparițiile religioase, mitologie, personaje folclorice, etc., considerând pe baza multor detalii că toate acestea ar avea o cauză comună. World UFO Day Organization, WUFODO, a declarat 2 iulie Ziua Mondială a Obiectelor Zburătoare Neidentificate. Această zi este sărbătorită începând din 2001, anual la 2 iulie, și marchează evenimentul ce a avut loc în noaptea de 12-3 iulie 1947 la Roswell. În investigarea fenomenului OZN, problema contactaților a fost de regulă marginalizată, din motive firești, considerându-se că ea a făcut mai mult rău decât bine cauzei. În ultimii ani a fost totuși readusă pe tapet, mai ales în contextul înmulțirii rapoartelor privind răpirile cu OZN. Dar cine sunt de fapt contactați? Primul contactat, prototipul contactaților, poate fi considerat George Adamski, 1891-1965. Acesta, în cărțile sale scrise în 1955-1961, afirmă că în 20 noiembrie 1952, împreună cu 4 însoțitori, a văzut aterizând o navă gigantică ovală, iar el s-a și întâlnit personal cu unul dintre ocupanți navetei, un nins cu înfățișare omenească cu păr blond care cădea pe umeri. Acesta îi transmite telepatic lui Adamski, între altele, informația că extratereștrii sunt foarte îngrijorați de experiențele nucleare pământene. Adamski afirmă că ulterior a fost luat pe un OZN și descrie o centură de radiații din jurul Pământului văzută în presupusa lui călătorie cosmică. Știința va descoperi abia după câțiva ani centurile de radiații Van Allen, în 1958, ca urmare a misiunilor sateliților Explorer 1 și Explorer 3. Tot el afirmă că în timpul aceleiași călătorii, i s-a spus despre unii extraterestri care trăiesc deghizați pe Pământ, despre faptul că Pământul este un soi de creșă pentru civilizația noastră, care face abia primii pași ai evoluției sale, despre oamenii răpiți de OZN-uri și dus să trăiască pe alte planete. În acest sens, Adamski va întemeia o sectă care se întâmpine cum se cuvine pe frații spațiali. Despre OZN-urile pe care le-a fotografiat s-a spus că sunt falsuri, dar acest lucru nu s-a putut dovedi cu toate strădanile depuse, inclusiv recent. S-a mai descoperit că Adamski încercase să întemeieze și înainte de război o sectă numită Ordinul Regal al Tibetului, fiind totodată în relații strânse cu William Dudley Pelley, șeful mișcării fasciste din Statele Unite. Toate acestea au contribuit la discreditarea sa. Cazul Adamski a declanșat o adevărată epidemie de contactați, persoane care au convingerea că sunt aleși de civilizații extraterestre pentru o misiune. În primul rând, să transmită omenirii anumite mesaje, de cele mai multe ori avertismente privind pericolele ecologice, în particular cele generate de înarmarea nucleară. În scurt timp, numeroase alte persoane, între care asociați sau prieteni ai lui Adamski, se vor declara și ei contactați. Între aceștia sunt autori de cărți sau întemeitori de secte, ca faimosul părinte al bisericii scientologice, L. Ron Hubbard. Merită să menționăm câțiva dintre cei mai cunoscuți contactați. Astfel, Truman Bethan, muncitor la construirea șoselelor, a publicat în 1954, la vârsta de 56 de ani, o carte povestind că într-o noapte în zona deșertului Mojave a fost poftit într-o farfurie zburătoare unde a făcut cunoștință cu șefa expediției venită de pe planeta Clarion,
o femeie splendidă numită Aura Raines, pe care o va mai reîntâlni și în alte dăți. Un alt faimos contactat, Daniel Fryer, specialist în rachete și prieten cu Ronald Reagan, viitorul președinte al Statelor Unite. Un alt vizitator numit Alan, care îl invită la o călătorie cu farfuria zburătoare, i-a transmis lui Fry că Pământul se îndreaptă către un holocaust nuclear, îndemnându-l să scrie o carte avertisment în acest sens. L'Orfeo Angelucci din Los Angeles, frații spațiali, spun că viziunea materialistă a pământenilor le împiedică dezvoltarea spirituală. La el se întâlnește mai pregnant ideea după care frații spațiali, între care el afirmă că a fost și Iisus Hristos, trăiesc printre noi neștiuți, pregătind noua eră care va să vină. Contactatul american Howard Menager, pictor de firme, a publicat numeroase scheme de mașinării conform unor indicații primite de la extraterestri. Din păcate, prototipurile construite pe baza lor n-au funcționat niciodată. Taximetristul londonez George King a fost primul contactat european. Într-o noapte de mai 1954, el a primit mental indicația că va deveni reprezentantul pământenilor într-un așa numit Consiliu Interplanetar. King înființează, conform acelorași indicații, societatea Ethrios, mutându-se în California, unde își va continua activitatea misionară. Una din intervențiile sale insolite este o baterie care se încarcă cu energie spirituală degajată de rugăciunile credincioșilor. Claude Vorion, pilot de curse și ziarist francez, afirmă că în 1973, la Clermont-Ferrand, extraterestrii au transmis un mesaj. Între altele, se explică faptul că extraterestrii au creat specia umană trimițând apoi pentru îndrumarea lor contactați precum Moise, Buddha, Mohamed sau Joseph Smith, întemeitorul sectei mormonilor. Aceștia continuă să trăiască și la ora actuală pe niște planete pe care și eroul nostru a apucat să le viziteze. Vorion, chemat să se alăture acestei serii, își schimbă numele în Rael și va întemeia secta realiștilor. Edward Meyer, un fermier elvețian ciung, s-a întâlnit și el cu extraterestri prima oară la 28 ianuarie 1975, după care relațiile lor au devenit sistematice. Controversatul contactat afirmă că a intrat în legătură cu creaturi din roiul stelar al Pleiadelor, între care cu blonda Semiase, de o frumusețe tulburătoare, în ciuda vârstei sale de 400 de ani. Miezul mesajului primit de el constă în faptul că pământenii trebuie să tatornicească singur pacea și iubirea universală, neajutați de nimeni din afară. În cărțile sale, precum și în cele ale altor autori despre el, au fost incluse câteva sute de excelente fotografii cu OZN-uri. Din păcate, analizate cu calculatorul, imaginile s-au dovedit trucate. Un alt caz de contactat este William Herman, care începând cu 18 martie 1979, va fi răpit în repetate rânduri de OZN-uri venite aparent din zona Reticulae. Vizitatorii spun că se tem că oamenii vor abuza de știința pe care o posedă, recunosc că navele prăbușite la Roswell, la Redow și așa mai departe au fost ale lor, radarele pământești l-au dereglat sistemele de ghidare și altele. Herman este numit un soi de ambasador printre pământeni, dându-i în acest sens un paralelipiped din metal pe care scrie MAN. Acumularea recentă a mii de rapoarte atent investigate privind întâlnirile de gradul 4, care conțin un mare număr de elemente ce coincid cu cele relatate de contactați, complică și mai mult lucrurile. Evident că și aici, ca în întreaga cercetare OZN, răspunsurile lipsesc, deci porțile rămân deschise unor dovezi mai convingătoare. Cele mai multe dintre cazuri au fost semnalate recent în era contemporană, însă prezența OZN-urilor pe teritoriul românesc se arată încă din cele mai vechi timpuri. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Ne puteți lăsa impresiile voastre în secțiunea comentarii de mai jos. Vă doresc numai bine. Pe curând!